Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne din nou în casele dumneavoastră prin intermediul acestei emisiuni Vocile Serii, doar aici la Tele 3. V-am promis și ne-am ținut de cuvânt până acum că în casele și în sufletele dumneavoastră vor intra oameni care fac dovada rezistenței la asemenea vremuri care nu ne sunt deloc pe plac și în special dovada unei generații care se încăpățânează, nu vrea sub nicio formă să facă un pas înapoi și să cedeze locul ignoranței, indiferenței, băltirii, cum îmi place mie să spun, acelei stări care parcă domină întreaga societate românească. Din această categorie specială de tineri care fac dovada excelenței în educație, de tineri ambițioși, de tineri care spun adevărul atunci când simt că povara minciunilor și a ipocriziei nu-i mai lasă practic să respire, face parte și invitata mea de astă seară. Este vorba despre Mihaela Mihai, olimpică a Colegiului Național Tudor Vladimirescu, limba română, limba și literatura română, lectura ca abilitate de viață, limba engleză, e vorba despre ultimul punct lovit, punct ochit, ultima redută câștigată anul acesta de tine. Mulțumesc din suflet, Mirela, că ai acceptat invitația de a fi împreună în seara aceasta. În primul rând, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Trebuie să recunosc faptul că mă simt extrem de emoționată, dar extrem de fericită să mă aflu în sfârșit în centrul jocului, să mă aflu în sfârșit față în față cu această provocare mult așteptată și nu în orice fel, ci într-o formulă în care eu mă simt cel mai aproape de mine însămi și de pasiunile mele. Este vorba despre binomul nostru, dascăl-elev. Este o onoare să mă aflu în seara aceasta alături de dumneavoastră. Mulțumim mult, Mirela, pentru încrederea pe care ne-o acorzi. Și înainte de emisiune se spune că jurnaliștii nu pierd nici o clipă din mărturisirile celor cu care stau de vorbă. Ai spus că îți place să fii mereu în centrul furtunii. Și am preluat cu mare interes și cu dorința de a dezvolta această, nu știu cum să o numesc, acest crez al tău. Cum e să te simți, nu numai cum să te simți, ci să-ți și placă să fii în mijlocul furtunii, în centrul ei. Pentru mine aceasta este o modalitate de viață. Îmi place să mă consider omul din centrul furtunii. Am această credință că furtuna vine și trece, dar tu trebuie să rămâi în centru, trebuie să rămâi focusat pe dorințele tale și pe pasiunile tale, să te angajezi într-o relație cu tine din care să iasă o modalitate de a-ți împlini toate idealurile. Spuneai că toate reușitele tale, rezultatele tale remarcabile la Olimpiade și vreau să spun telespectatorilor că omniprezența ta la aproape toate olimpiadele umaniste și nu numai, pentru că tu ești elevă în clasa 10-a la profilul biochimie, toată această ubicuitate generată de pasiuni nu a fost abandonată de tine niciodată și spuneai la un moment dat că îți dorești foarte mult să să faci dovada unui angajament cu tine însăți, a unui pariu cu tine însăți. Ce e la capătul acestui pariu? Cine câștigă? Ideea de competiție sau acel echilibru interior de care tu dai dovadă clipă de clipă? Pentru mine câștigătorul va fi întotdeauna reprezentat de echilibrul interior. Indiferent de circumstanțele în care mă regăsesc într-o competiție, de cele mai multe ori îmi place să mă detașez și să mă restrâng într-un spațiu al meu în care mă simt aproape de ceea ce pot să fac eu și mă regăsesc de fiecare dată. Cum ați spus și dumneavoastră, nu am vrut să renunț niciodată la pasiunile mele și la dorințele mele. M-am văzut drept un puzzle din care
De-a lungul drumului, întotdeauna au lipsit piese și cu fiecare olimpiadă, cu fiecare persoană întâlnită, cu fiecare carte, cu fiecare cuvânt de care am avut parte pe acest traseu, câte o piesă a revenit la loc. Dar cum faci, Mirela Mihai, să și reușești? Adică și eu îmi doresc atâtea lucruri, dar nu prea mi ies întotdeauna. Ai o rețetă a succesului? Tu ai participat anul acesta la Olimpiada de limba engleză, faza națională, te-ai întors de acolo cu o poziție excepțională și cu o mențiune, să nu uităm că suntem totuși județul Gor și că pe limba engleză performanțele cresc pe măsura, eu știu, exercițiului de limbă din marile orașe și a tuturor antrenamentelor. Dar nu te-ai lăsat și într-o după amiază de duminică, după ce ți-ai văzut visul împlinit la engleză, ai spus, Doamne, eu nu pot să îmi uit pasiunea pentru literatură, vreau să vin și la Olimpiada de limbă și literatură română, unde te-ai poziționat a doua, la un punct care la un moment dat nici nu știu dacă e cuantificat. Așadar, cum reușești, Mirela? În situația mea, cel puțin, în urma rezultatului de la engleză, am resimțit o fericire de nedescris, dar am stat cu mine însămi, mi-am analizat fiecare pas și m-am pierdut pentru o secundă și m-am gândit unde sunt eu, unde sunt eu în momentul acesta, ce îmi doresc. Și nu mă mai vedeam ieșită din acel întuneric până când mi-a luminat calea, să spunem, dorința de a participa la Olimpiada de Limba și Literatura Română. Această olimpiadă a reprezentat dintotdeauna pentru mine un prilej de a mă regăsi, un prilej de a intra în conexiune cu tot ceea ce iubesc lăuntric și exterior. Nu cred că aș fi ratat această șansă, indiferent de rezultat. Și nu cred că... mers? Pe brânci, practic, pe brânci în sensul metaforic, cu ultima picătură de putere, către Olimpiada de Limbă și Literatură Română. În acele momente trebuie să recunosc că m-au ajutat foarte mult și cuvintele dumneavoastră. Eu una sunt de părere că la baza oricărui rezultat de succes există puterea nemărginită uneori a acestui binom, cum spuneam la început, a acestui binom perfect, dintre mentor și elev, deoarece fiecare își transmite energetic putere și spiritul Corect. Necesar participării. Corect. Am stat odată și m-am gândit, nu odată, de mai multe ori, ce m-aș face eu dacă după fiecare olimpiadă n-aș suna să spun rezultatele. A devenit așa un soi de nu știu, nu neapărat cutumă, dar și speranță și dorință, dar mai ales bucurie. Tu ești un om al adevărului, nu-ți compromiți niciodată, dar niciodată atitudinile. Ești un om extrem de echilibrat, ești un adolescent echilibrat, eu nu-ți cunosc excesele, în afară de excesele reflectate în pasiunea de a citi, printre atâtea noduri, printre atâtea semne, printre atâtea ocolișuri, ipocrizii, atitudini false, cum reușești să ajungi la adevăr? Și, altă întrebare, dacă tu crezi că e confortabil să locuiești în adevăr? Nu sunt sigură dacă am reușit întotdeauna să ajung la adevăr, dar sunt sigură de faptul că este confortabil să trăiești în adevăr. Am fost întotdeauna obișnuită să îmi filtrez foarte bine ideile și lucrurile de care eu eram convinsă și de asemenea să le verific cu identitățile și ideologiile celorlalți. De cele mai multe ori pot spune că s-a întâmplat să nu mă identific cu ceea ce se întâmpla în jurul meu și să am o atitudine de autoizolare constructivă asupra acestui caz, deoarece de multe ori atunci când simt un spirit oarecum opus celui care se lăsluiește în mine, am această tendință de a mă retrage și de a-mi aduna toate forțele, de a mă concentra foarte bine pe ceea ce am de făcut și pe ceea ce îmi doresc și cumva în orice situație mă aflu încerc
să îmi mențin vie părerea că binele este în tot. Este în tot. Da. Consider că lumea din jur te sprijină în acest demers al căutării centrului? Sunt sigură că lumea din jurul meu mă sprijină și simt asta în fiecare zi. Nu cred că aș fi ajuns omul care sunt astăzi fără sprijinul celor care mi-au dovedit în nenumărate rânduri ce înseamnă prietenia, ce înseamnă să te regăsești în cineva, să ai un dialog cu tine filtrat prin două suflete, practic. De asemenea, pot spune că pe mine timpul nu m-a dezamăgit niciodată și nu vreau să cred asta nici despre oameni. Nici oamenii și nici timpul pe mine nu m-au dezamăgit niciodată. Foarte, foarte ciudat că niciunul dintre voi, dintre cei pe care i-am avut în dialog la Vocile Serii, nu dă vina pe nimic din afara lui pentru a evidenția faptul că ceva nu le iese, că nu se ajunge la capăt de drum sau că se abandonează exact în momentul cel mai important. Sunteți toți în căutare, căutarea voastră, a generației voastre, și acum vorbim din perspectiva reprezentantului unei generații în care eu cred foarte mult și în care ar trebui să creadă și ceilalți, în special cei care decid ce se întâmplă cu noi în momentele limite, să spunem, ale existenței noastre. Sunt uimită de faptul că nu găsiți în jur nimic rău și că vă căutați mereu partea de bine din voi. E un exercițiu de autoanaliză profundă? Sunteți capabili? Într-adevăr. Sunt sigură că toți acești oameni valoroși se află întotdeauna într-un exercițiu de a-și găsi centrul, într-o luptă în care adversarul cel mai mare este reprezentat chiar de ei înșiși. Apropo de adversar, ești la Olimpiadă, ai în jur tineri ca și tine, la fel de serioși, la fel de frumoși, cei mai buni dintre cei mai buni. Ce sentiment ai atunci când te simți în competiție? Competiția nu a avut niciodată acel efect de separare pentru mine. În ciuda faptului că te afli într-un anume spațiu, într-o anume stare în ziua respectivă și simți cumva emoțiile și dorințele celorlalți, este inevitabil. Pentru mine competiția niciodată nu a reprezentat un prilej de a mă delimita față de ceilalți, de a mă despărți de ceea ce sunt ei, de ceea ce simt ei. Eu una consider că în momentul unei competiții m-am simțit cel mai aproape de oamenii care până la urmă împărtășesc aceleași sentimente și aceleași pasiuni cu mine. Cum e privit olimpicul, cel puțin la festivitățile la care ai luat parte? Crezi că ar trebui făcut mai mult pentru această comunitate? Voi reprezentați o comunitate și o comunitate extrem de coerentă, extrem de vizionară, care ar trebui să nu lipsească nici o clipă din nicio strategie, nici culturală, nici socială, nici economică. Tot strigă aici, dar cred că e strigătul lui Ioan în pustiu, că nu vă prea aude nimeni, dar pe cuvânt, dacă nu mi-aș dori ca participarea voastră să fie în acest spațiu al interacțiunii cu ceilalți însemnând comunitate. Cum te simți, repet, cum crezi că, sau cât de bine crezi că societatea vă valorizează? În exemplul dat de dumneavoastră în legătură cu ceremoniile, am observat de cele mai multe ori că bucuria acelui moment este lăuntrică. Nu cred că festivitatea în sine îi oferă olimpicului o modalitate de autoevaluare, de regăsire. De cele mai multe ori
s-a întâmplat ca aceste festivități să nu atingă, cel puțin pentru mine și pentru colegii mei, să nu atingă acel spirit mult așteptat, acel spirit de bucuria. Victorie colectivă. Da, da, de bucuria care te-ar determina să mergi mai departe, probabil. Într-adevăr, da. Sunt formale? Simți că sunt formale? Sunt formale și clipele acordate elevilor care au depus eforturi imense și poate chiar au făcut sacrificii pe care noi nu le cunoaștem, nu sunt suficiente și nu sunt la nivelul cel puțin așteptărilor mele pentru acele rezultate extraordinare. Ce ar lipsi în viziunea ta din această formă de recompensare? Departe de a fi materială, nu mai discutăm, aici sunt foarte multe carențe ale ministerului și ale tuturor autorităților care vă privesc cu multă indiferență. Ce ar lipsi, ce lipsește din societate, astfel încât voi să vă simțiți bine cu adevărat? Eu, în acel puțin, mereu am considerat că mi-am dorit să văd de ce nu un dialog în momentul acelei clipe mult așteptate și mult anticipate, să văd un dialog între ființa pe care noi în acel moment o respectăm și o admirăm pentru munca depusă și pentru rezultatul obținut, un dialog între aceasta și public. Câteva cuvinte adresate publicului, câteva sentimente în acel moment care până la urmă nu te vei mai întâlni cu el niciodată. La un moment dat spunea unul dintre colegii tăi, dar am vrea și noi, doamna, să spunem cuiva din public, vă mulțumim. Într-adevăr. Lipsește acest firesc al lucrurilor. Ba mai mult, suntem puși în situația de a vă da o diplomă la clasă, lucru pe care îl fac cu strângere de inimă, pentru că nu se creează contextul. Exact. Atât de simplu ar fi ca cineva, și sunt atâtea persoane îndrituite să facă asta, să vă cheme, să ne cheme și să purtăm acest dialog, un dialog al preocupărilor comune, până la urmă, excelența este obiectivul esențial. Mirela Mihai, olimpică a Colegiului Național Tudor Vladimirescu, te-am preluat de la niște dascăl deosebiți și nu pot să nu-i mulțumesc doamnei profesoare Panduru Corina pentru faptul că mi-a dat două fete deștepte și două fete preocupate de literatură pe tine, Mirela Mihai și pe Cristina Ionescu. Nu pot să nu îi mulțumesc public profesorului care va format, așa cum îi mulțumesc doamnei profesoare Savescu pentru faptul că Ioana Toloargă este în primul rând produsul eforturilor domniei sale. Cât de mult a contat parcursul acesta școlar pentru tine, etapa gimnazială? Eu una în gimnaziu am întâlnit prima oară textul în adevăratul sens al cuvântului. Bucuria literaturii cred că este cu atât mai misterioasă și mai înfricoșătoare la început, când ai textul în față și nu știi de unde să-l apuci, să-l citești de la sfârșit către început, să-l citești de la început către sfârșit, de la mijloc, de ce nu? Și consider că toți acești oameni extrem de valoroși care au reprezentat repere atât de importante pe drumul nostru către valorile pe care le reprezentăm astăzi, au însemnat lor pentru tine și au jucat un rol esențial. Da. Când nu ți-a ieșit lectura, când pe față, când pe dos, când dinspre spate, spre început, ai avut vreodată vreo problemă în a negocia cu sensurile unei opere? Sinceră să fiu, este o poveste destul de lungă. În clasa a șaptea mi-am dorit foarte mult să citesc Adolescentul miop al lui Eliade. Și țin minte că parcurgeam fiecare pagină și pur și simplu mi se părea atât de neobișnuit acest adolescent. Mi se părea că nu înțeleg sentimentele, că nu înțeleg gândurile, că analizează mult prea mult ceea ce se petrece atât în jurul lui cât și în sufletul lui.
Și, din păcate, chiar m-am oprit la mijlocul lecturii pentru că nu simțeam că mă pot identifica cu textul. A urmat mai apoi în clasa a noua să mă întâlnesc din nou cu el și în sufletul meu să se creeze sentimentul că poate undeva acolo, cândva, eu am participat la scrierea acestei cărți, să mă regăsesc atât de tare în ea, să mă oglindesc în paginile ei. E foarte important ce ai spus. Ai avut și ai, înțeleg, tendința să rescrii un text. Într-adevăr. Ce vrei să schimbi la el? Conflictul, începutul, sfârșitul? Începuturile sunt cele mai importante, deci nu cred că o schimbare ar fi binevenită, dar sfârșiturile întotdeauna pot genera, de ce nu, haosul sau ordinea. Haosul sau ordinea. Interesant. Da. Întâlnirea cu textul, înțeleg că s-a produs în condiții misterioase. Dar întâlnirea cu textul și celelalte arte, exercițiu practicat de noi la ore, cum ți s-a părut? Dintotdeauna am fost atrasă de orice manifestare artistică și cred că o analiză în adevăratul sens al cuvântului a apărut la începutul liceului, în clasa a noua. Până atunci am fost fascinată de operele de artă, dar nu am avut curajul de a încerca să le înțeleg în profunzime. Fapt pe care eu chiar l-am regretat în clasa a noua, încă îmi amintesc și acum persistența memoriei lui Dalí, Gioconda, misterele din spatele acestor opere, tehnicile, culorile care până la urmă au limbajul lor, formele care au limbajul lor, secretele din spatele lor și modurile în care ele ne-au învățat să privim textele, să privim operele drept căi de acces către lucruri care până la urmă se lăjluiesc în subconștientul nostru sigur și în gândurile da. Noastre. Sigur că da. În momentul în care ai ajuns să înțelegi textul, te-ai gândit vreodată că textul te-a căutat pe tine? Într-adevăr, chiar m-am gândit la acest lucru pentru că, cum am mai spus, sunt unele texte pe care le poți citi odată și să nu vrei în acel moment să pătrunzi în adevăratele sensuri și sunt reîntoarceri la scrieri în care sufletul tău se simte parte din ele, în care conștiința și mintea ta sunt antrenate într-un joc care te face la sfârșit să crezi că tu ești autorul acelui text. Pentru că de fiecare dată, de câte ori te-am văzut în fața unui text nou, ți-am surprins mimica, am văzut că o faci cu o bucurie extraordinară. E o bucurie a descoperirii? Într-adevăr, fiecare text nou întâlnit este o provocare. Este o provocare și este necesar pentru că sufletele noastre au nevoie de a parcurge acest traseu, au nevoie de a-și reînnoi viziunile, au nevoie de a se redescoperi, de ce nu, sunt anumite aspecte pe care noi nu le putem atinge prin ceea ce facem, ci trebuie să ne angajăm în noi provocări, în noi jocuri care să ne dezvolte aceste laturi de care noi nu avem cunoștință în momentul respectiv. O să discutăm în partea a doua a emisiunii, ținând cont că tu urmezi profilul biochimie, așadar destinul tău e aproape pecetluit, destinul tău profesional. O să discutăm de ce acest sindrom, așa l-aș denumi, al medicului, al viitorului medic atât de apropiat de litere, de cuvânt, nu cumva putem vorbi despre terapia cuvintelor, dar după o scurtă pauză de publicitate. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. F
Federația Patronatelor din regiunea Oltenia organizează în orașul Târgu Jiu cursuri gratuite de antreprenoriat, unde cursanții vor învăța să conceapă și să dezvolte planul de afaceri, primind la final diplome de competențe antreprenoriale recunoscute la nivel european. Cele mai reușite planuri de afaceri vor fi finanțate în cadrul proiectului cu fonduri nerambursabile. Informații suplimentare și înscrieri la telefon 0351 41 60 41 și e-mail office@fpro.ro. Vă așteptăm în echipa noastră! I fell in love with the pizza, pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția! TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piesele schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii Laulim din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate 350 de euro pe an, masterat 400 de euro pe an. Pentru anul universitar 2018-2019, ULIM vă invită să vă înscrieți la una din facultățile. Nivelul 1, studii licență, facultate, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept. Nivelul 2, studii masterat, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept. Relații internaționale, științe politice și jurnalism. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la ULIM, universitate de prestigiu internațional. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada Termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii
și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM ProfiQuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Într-un paradis natural, popasul Jaleșul te așteaptă în atmosfera de bazma satului gorjenesc. În Arcan, pe malul Jaleșului, popasul nostru este locul ideal pentru relaxare și distracție, unde să vii cu familia și prietenii. La noi găsești mâncarea tradițională românească. Gustul și aromele învietoare sunt completate de un ambient rustic. La popasul Jaleșul găsești cazare cu numai 50 de lei pe cameră. Pentru că vrem să-ți oferim un sejur de neuitat, piscina și terenul de fotbal completează cadrul perfect pentru petrecerea timpului tău liber. Am revenit în studio, dragi telespectatori, împreună cu Mirela Mihai, olimpica Colegiului Național Tudor Vladimirescu, una dintre bucuriile mele profesionale și îți mulțumesc pentru asta. Noi, dascăliștii, pentru asta trăim, să avem darurile pe care să le primim, darurile pe care ni le faceți voi. De mult, și n-am avut ocazia, dar o am acum, v-am să te întreb: de ce nu ți-ai ales filologie? Pentru că reușitele tale sunt dovada clară a faptului că ești structural-umanistă, tu citești cu creionul în mână, cu fișe, cu exact după tipicul filologului îndărătnicie în sens pozitiv. Ți-a ales biochimie, un profil care, repet, te cam determină să mergi pe două drumuri, inginer chimist, nu? Da. Farmacist pe trei, și sau medic. De ce ți-a ales biochimie? Trebuie să recunosc că la început, cred că dacă aș fi mers pe drumul filologiei, aș fi ales cu sufletul. Mergând pe drumul biochimiei, țin să cred că tot cu sufletul am ales. Pentru mine, până și profilul, alegerea profilului a fost o provocare, a fost un pariu cu mine însămi. Mi-am dorit din tot sufletul să îmi întregesc curiozitățile, să îmi întregesc dorințele și idealurile. Mereu am simțit faptul că trebuie să fiu de ajutor oamenilor. Mereu am simțit faptul că este nevoie de oameni care să vindece atât sufletele cât și celelalte dureri ale oamenilor. Alegerea profilului a fost determinată de pasiunile mele pe care nu le-am putut filtra, nu le-am putut separa și nu le-am putut alege. Deși în sufletul meu lucrurile sunt bine determinate. Dar practic am încercat să mă împart pe toate categoriile. Te-ai gândit, la un moment dat spuneai că te blochezi în fața celui care e neputincios, că nu poți să te blochezi, nu pentru că nu ai putea să-i oferi ajutorul, ci pentru că îl privești oarecum cu milă, cu un soi de sentiment de compătimire. Te-ai gândit că un asemenea tip de exercițiu va trebui să-l faci în meseria pe care o practici? Sunt conștientă de acest lucru și sper din tot sufletul că o să reușesc să mă autodepășesc și să-mi înving aceste mici retrageri pe care le-am în momentele în care nu simt un anume schimb energetic între mine și persoana care se află lângă mine. Consider că profesia pe care vreau să o urmez mi-ar oferi posibilitatea de a găsi o cale de mijloc între ceea ce sunt capabilă să fac și ceea ce nu, o cale de a mă autodepăși și de a mă cunoaște prin ochii celorlalți.
Ai nevoie de confirmări de genul acesta în viața de toate zilele? Ai văzut vreodată un om în suferință fizică? Da, da. Și ai simțit că poți ca mâine să-l ajuți? Un mâine al viitorului. Într-adevăr, într-adevăr. Și cred că tocmai aceasta a fost sclipirea la baza acestui foc din mine care își dorește medicina, pentru că a vedea pe cineva în suferință și a te gândi că acolo undeva există o persoană care îi poate reda persoanei respective fericirea, încrederea. Și bucuria de a merge mai departe. Gândul că acea persoană există te face și pe tine să vrei să mergi mai departe și eu îmi doresc din tot sufletul ca într-o zi eu să fiu acea persoană pentru cineva. Cu siguranță vei fi. Ai absolut toate determinările ca să-ți duci visul la capăt și zodiacal ție să cam toate, că zodia Capricornului nu ratează nimic, indiferent care îi sunt drumurile. Dar te-ai gândit că e adevărat, rezistența la suferință, rezistența la rău, or să fie întâmpinate, răul ca boală, la boală mă refer, or să fie întâmpinate de tine cu un sistem medical care este cum este, că e praf, te-ai gândit că nu vei putea să faci mai mult din ceea ce ți-ai dorit? Cred că la un moment dat acest lucru va fi inevitabil. Nu mă pot pronunța acum, nu sunt sigură de atitudinea mea, care va fi atitudinea mea la momentul respectiv, însă încerc de pe acum să mă adun și să fiu conștientă de faptul că nu întotdeauna lucrurile vor decurge așa cum îți dorești. Da. De obicei, alegerea unei asemenea meserii stă sub semnul unei cumpene între a fi medic și pur și simplu cu statut social respectat și a fi medic pentru că tu câștigi. Te-ai gândit la acest balans între a fi și a avea? Te-a influențat vreodată verbul a avea în decizie? Niciodată, însă acest balans este într-adevăr o situație foarte des întâlnită în zilele noastre. A avea nu înseamnă întotdeauna a-ți împlini destinul. A fi este un verb cu o putere nemărginită, care ține înăuntru lui temerile tale, succesele tale, eșecurile tale, dorințele tale și durerile tale. A avea este trecător, a avea este incomparabil cu a fi. A fi cineva pentru cineva într-un moment în care ei au nevoie de acest suflet, de acest spirit, de acest ajutor, este a trăi veșnic. Înseamnă că vei conjuga verbul a fi cu tărie și în ceea ce privește verbul a avea, sper să nu te confrunți cu acel enunț, îmi pare rău, nu am medicamentul, da, care să vă facă bine sau cumpărați-vă medicamentul care să vă facă bine. Nu știu, mă gândesc că pentru că mulți doriți să deveniți medici, sunteți o clasă cu profilul biochimie, mulți sunteți umaniști acolo, rezultatele tuturor concursurilor au dovedit asta și mă gândesc la tot acest exercițiu de voință și de putere pe care va trebui să-l practicați pentru că la final să vă faceți meseria cu adevărat. Terapia cuvintelor îți va sta la îndemână atunci când vei vedea un om în suferință? Cu siguranță. Până și acum apelez la ea. Este arma cea mai de preț a ființei care simte, a ființei care vrea să vindece omul de toate problemele. Terapia cuvintelor este, până la urmă, o modalitate de a aduce oamenii împreună și de a le da acea speranță de care au nevoie într-un anume moment pentru a-și depăși condiția. Cuvintele pot să facă minuni. Să știi că am fost atent. Ai spus că această terapie a cuvintelor funcționează atunci când e înțeleasă și atunci când ai cui
să o împărtășești. E posibil să întâlnești sau crezi că există oameni care să nu înțeleagă puterea cuvântului tămăduitor? Se prea poate, însă exercițiul continuu ar trebui să atragă în cele din urmă către forța binefăcătoare a cuvântului. Eu una tind să cred că oamenii, chiar dacă la o primă întâlnire cu această terapie, cu această modalitate de a se antrena într-un joc cu ceilalți, nu răspund în modul în care ne-am aștepta. Poate că au și momente private sau momente de revenire la ceea ce le-ai spus, în care o să se identifice cu ecoul cuvintelor tale. Te-a rănit cineva, Mirela? Vreodată? Te-ai blocat puțin? Singurul răspuns care se naște în inima mea acum este da. Cred că persoana care m-a rănit cel mai mult am fost eu. Foarte interesant. Ești atât de analitică încât dai vina pe tine în momentul, adică e o incizie ce ai făcut-o acum, e operație pe bune, cum spuneți voi, adică pur și simplu ai vorbit de rană pe propriul corp, mă rog, metaforic vorbind. Când s-a întâmplat asta, nu mă refer la momentul în sine, când te-ai rănit tu pe tine, în clipa în care ai fost nemulțumită de tine? Cu siguranță. Sau foarte bucuroasă cu asupra de măsură? Cred că eu m-am rănit pe mine în momentele în care ordinea gândurilor mele și ideea pe care eu mi-am clădit-o despre mine nu s-au sincronizat. Au fost idei în care eu am crezut, au fost atitudini pe care le-am abordat, pe care analizându-le ulterior nu m-am regăsit în ele și mă temeam de persoana din care s-au născut. Cred că m-am rănit pentru că nu am vrut să fiu răbdătoare cu mine sau cu cei din jurul meu. M-am rănit atunci când nu am vrut să înțeleg lucrurile așa cum sunt, s-a mai întâmplat. Nu ai vrut să le înțelegi? Nu am vrut. De ce? O încăpățânare? Sunt încăpățânată. Ești încăpățânată, da? O încăpățânare a vârstei sau a ta personală? Puțin din ambele părți. Ești foarte liberă în deciziile pe care le iei. Într-adevăr. Deciziile importante trebuie să fie luate cu o convingere maximă. Ai părinți minunați, îi cunosc și pe ai tăi și știu ce tratament sufletesc ai din partea domnilor lor. Te-au influențat vreodată? Au încercat, la cât ești de hotărâtă, au încercat să-ți răstoarne planurile, să-ți dea viața pe dos? Cred că cei mai mari admiratori ai mei mereu au fost părinții. Întotdeauna m-au susținut în tot ce am făcut și au fost curioși de demersul meu. M-au sfătuit întotdeauna să-mi ascult glasul inimii. Nu cred că a fost vreun moment în care să încerce să-mi inspire o altă idee față de cea proprie și le sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că mi-au dovedit mereu ce putere poate să aibă gândul meu și cât de puternică pot să fiu eu urmându-mi ecourile. Nu ți-au spus niciodată, Mirela, oprește-te, totuși, 3 olimpiade odată, e mult prea... Nu ți-au zis niciodată. Te-au lăsat, apropo de puterea gândului, te-au lăsat să asculți de gândul tău mereu? La început a fost oarecare ezitare, născută desigur din faptul că erau îngrijorați în ideea că timpul nu va ajunge sau voi sfârși dezamăgită în cazul în care rezultatul nu este cel anticipat. Însă s-au convins și ei în cele din urmă că, indiferent de desfășurarea competiției sau de etapele parcurse până să ajung acolo, eu voi rămâne întotdeauna limpede cu gândul și voi aprecia și voi învăța din toate
experiențele mele, ceea ce înseamnă să fiu eu persoana mea întreagă și... Te simți bine când vorbești despre întregul tău, așa-i? Da. Nu-ți place să ai resturi așa risipite? Și totuși, dacă ar fi să vorbim despre un rest al sufletului tău, unde l-am găsi? În natură, la mare, la munte, care e spațiul care îți primește restul acela de suflet? Muzica, întotdeauna muzica. Muzica? Da. De ce? Eu, mai ales acasă, am trăit în mai multe universuri. Sunt cele în care citeam, sunt cele în care petreceam timpul cu familia, dar dintotdeauna am avut această pasiune și această dorință continuă de a fi într-o strânsă legătură cu universul muzicii. Pentru mine a fost la început terapeutic, a fost o modalitate de a cunoaște până la urmă opiniile celorlalți despre ceea ce se întâmplă în interiorul nostru și în exteriorul nostru. Muzica întotdeauna m-a captivat și a păstrat învelișurile mele din diferite momente reprezentative din viața mea. Pentru fiecare moment de bucurie sau de ce nu de eșec, chiar am câte o melodie reprezentativă la care uneori se mai întâmplă să mă întorc pentru a-mi aminti cine eram eu în ziua respectivă. Aha, te întorci la tine. Prin muzică. Prin muzică. Te întorci la tine prin muzică din dorința de a recăpăta întregul. Nici nu te văd altfel, chiar nu te văd risipită sau te văd risipită doar prin intermediul amintirilor despre tine însăți. Interesant, foarte interesantă mărturie despre ființa ta, Mirela. Și acum, mergând pe acest fir al descoperirilor, cu ce nu te împaci, cu ce nu se împacă ființa ta? Cred că nu m-am împăcat niciodată cu indiferența. Indiferența întotdeauna a stârnit în mine această dorință de a mă afla mereu antrenată într-un joc, într-o provocare. Indiferența m-a rănit și consider că indiferența rănește oameni. Este de nedescris această situație în care te simți neputincios, în care glasul tău se izbește de pereți, nu ajunge nicăieri, deși tu te străduiești atât de tare să atingi de ce nu publicul? Indiferența poate să fie obstacolul din calea celor mai importante descoperiri și celor mai importante etape în evoluția noastră. De ce crezi că apare indiferența, Mirela? Care crezi că este prețul ei? Pentru că trăim niște vremuri în care indiferența este o problemă, este o paradigmă. N-aș vrea să fie, dar e. De ce crezi că se ajunge aici? Eu cred că există unii oameni care încă nu au descoperit drumul spiritelor lor. Un drum care se conducă către o misiune, către o dorință pe care să o atingă gradual. Indiferența de cele mai multe ori vine la pachet cu lipsa spiritului de echipă, cu lipsa dorinței de a te identifica în raport cu ceilalți. Indiferența este cumva un mecanism antisocial și de cele mai multe ori oamenii care o îngrădesc în ei înșiși nu sunt conștienți de faptul că își fac rău prin ea. Poate că n-au fost așa, poate că au fost și răniți la rândule. Poate că ar fi vrut să fie altfel și nu le-a reușit și din acest motiv această mișcare retractilă, care e adevărat nu face bine, cum ai spus, în plan social, dar poate că le face bine lor înșiși. Crezi că e o iluzie, nu? Să mergi gândind că, fiind indiferent, te vei proteja. Cu siguranță. Adevărul este că fiecare persoană tinde la un moment dat să fie indiferentă, dar este foarte important ca fiecare să realizeze faptul că
nu acesta este finalul și nu aceasta este modalitatea de a rezolva problemele. Indiferența este într-adevăr o soluție la prima vedere accesibilă și de ce nu de durată pentru cei care au fost răniți, însă mie personal mi-a fost demonstrat faptul că a rămâne indiferent e în cele din urmă îți face rău singur. E o formă de autodistrugere. Într-adevăr. Ce vă lipsește? Ce simți că lipsește adolescenților, Mirela? Nu neapărat pasiunile, dar pornirea aceea lăuntrică de a le arăta în toată splendoarea lor în fața lumii. Consider că fiecare are undeva ascuns o pasiune pe care își dorește să o dezvăluie și să o facă, să-l conducă către un drum propriu, însă nu cred că toate persoanele au acel motor de pornire al gradualității spre a-și atinge pasiunile și spre a le revela în fața celorlalți. Da? Nerăbdarea, da. Nerăbdarea, ea vine, Mirela, totuși din această goană către nicăieri. Până la urmă, dar din acest mers extrem de rapid al lucrurilor spre care se îndreaptă, e acel fast permanent spre care vă îndreptați și voi, poate arderea etapelor, poate că dorința aceasta de a ajunge cât mai sus, dar arzând un pic etapele conduc spre, totul conduce spre o asemenea, spre o asemenea situație. Apropo de gândurile tale, de pasiunile tale, ce ai vrea să mai încerci? Pentru că nu te văd, te văd statornică unor pasiuni, dar te simt că ți-ai dori să faci și altceva. Și știu că ai o pasiune, chiar știu că ai o pasiune. Benzile desenate. Benzile desenate, într-adevăr. Timpul meu liber se împarte foarte mult între muzică, lectură și artele vizuale, de ce nu? Benzile desenate și animațiile întotdeauna m-au fascinat. Procesul complex prin care acestea au naștere, munca depusă care este la un nivel de necuprins pentru noi, cei care nu suntem familiarizați cu acest domeniu. Modalitățile tăcute oarecum, dar extrem de expresive prin care atitudini, stări, mesaje, fracturi de momente și de timpuri pot să fie reprezentate în fața noastră și putem avea destine în mâinile noastre. Benzile desenate sunt o modalitate modernă, interactivă oarecum, de a prezenta aceste aspecte pe care poate pentru unii simplele texte sau poate doar muzica sau pictura sau de ce nu filmele nu pot să le atingă. Nu, deși am avut un invitat care cultivă benzile desenate ca pe o preocupare artistică profesionistă, nu, care nu ține de amatorism, eu trăiesc mereu cu impresia, s-ar putea să fie o impresie falsă, că benzile desenate nu reprezintă decât pentru un singur segment, eu știu, o preocupare. Crezi că ele ar trebui să fie introduse în școală astfel încât cunoașterea lumii prin intermediul desenului să fie și mai bine valorificată? Ele însăși prin structura lor sunt destul de bine văzute de către cei care se află în parcursul învățării. Cred că ar fi o idee benefică să fie introduse în școală, deoarece cu fiecare pagină, cu fiecare replică, cu fiecare personaj care apare, se descoperă o lume. Într-adevăr. Este fascinant să se dezvăluie acele destine ale personajelor de hârtie într-un mod în care te poate captiva și este oarecare intimitate în acea o bandă desenată, pentru că viețile personajelor, până la urmă, sunt trăite printre rânduri și printre replici și
poți să-ți permiți să citești printre rânduri și să le analizezi viața lor în afara replicilor și a limitărilor. Cu regretul timpului care ți este prieten mie niciodată, așa, încheiem această ediție specială, eu le numesc speciale, pe toate cele care au în platou olimpici ca tine, copii ca tine, oameni dăruiți oricărui tip de provocare. Am ales o carte a cărei autoare este Valeria Roșca, este profesor cu o discreție, îți seamănă structural, eu nu o cunosc personal, am încercat să o conving să vină la emisiune, nu mi-a reușit, pentru că tu ai dovedit că eseurile îți sunt mereu la îndemână și ultimul rezultat la eseu și prezența ta într-o competiție națională este edificatoare, m-am gândit că această carte se numește Ieșirea în Etern, exercițiu împotriva căderii, o să-ți facă plăcere. Este una dintre cele mai bune eseiste pe care le cunosc. Deși trăiește într-un spațiu provincial, este profesoară la Rovinari, e un excelent eseist. Și o spun, declar aici cu mâna pe inimă, iar eseurile domniei sale îți vor face plăcere. Din păcate, ieșirea în lume a acestei cărți nu se poate produce din cauza unei edituri care nu furnizează pe piață cărți. O să-ți facă plăcere și cu siguranță că vom citi, am și eu o carte dăruită, aceeași carte dăruită de doamnă și nu numai, și poate că vom reuși măcar să o aducem lângă noi într-o oră, pentru că știu că îți place eseul reflexiv. Mulțumesc din suflet, doamna. Eu îți mulțumesc, doamna, și când îmi spuneți doamna, pentru mine e cea mai mare bucurie, asta e împlinirea misiunii mele ca dascăl. Mirela, să fii la fel de senină, solară și la fel de încăpățânată, că să știi că încăpățânarea e bună pe vremuri ca acestea. Cu aceste mulțumiri pe care vi le adresăm și dumneavoastră pentru că ne ascultați și aflăm că nu numai politica și nu numai socialul vă stau la îndemână, ci și asemenea dialoguri sincere și firești cu tineri, așa cum sunt cei din platou, vă plac și pentru asta eu vă mulțumesc. O seară liniștită pe săptămânile care urmează. La revedere!